Manu Bombardieru a povestit într-un interviu acordat în exclusivitate pentru Cancan că a fost profund jignit de unele afirmații făcute de Nuțu Cămătaru, care au fost publicate în cartea semnată de Codin Maticiuc despre viața celebrului lider interlop. Aflat la o nuntă la care Bombardieru era naș, Nuțu i-a spus lui Maticiuc că, în ciuda poreclei pe care o poartă, acesta nu este nici de cum un bătăuș, ci doar o persoană care cu ani în urmă vinde artificii pentru Revelion. În replică, Manu i-a aruncat lui Nuțu mănușa și l-a invitat să-l pună la încercare față în față. Referitor la paragraful care a fost scris despre mine și m-a menționat acest Nuțu în cartea. Mai exact, ce conține paragraful? Ce spune Nuțu Cămătaru despre tine? Se adresează strict, nu știu, ce a fost o circunstanță la masă, că era o discuție între el și gen Codin. Da, deci a fost o discuție. De ei fapt, doi, și Nuțu i-ar fi zis, ce am văzut și eu în paragraful, trimis de niște băieți, că nu îmi dai seama că n-am fost curios nicio secundă de carte, că nu sunt cititor de cărți. Și am văzut un paragraf, m-a menționat pe mine. Vezi, Doamne, i-a zis lui Matenciuc că să nu mă scoată pe mine pe niciun mai lung carte. Deci nu ți-o atrăgea atenția lui Codin Maticiuc, semnatarul cărții respective, lucrării, da. Da? Să nu te menționeze, să zicem, într-o lumină în care să ieși un ciumeg, un bătăuș. Da. Da? Dar de ce? De ce? Discuția asta a fost la nuntă, la cunatei mele, nunta cunatei mele mai mici, unde am și fost naș împreună cu soția mea, am fost nașul lor. Și acestui Nuțu, fiind unul dintre frații soțului meu, era la masă cu băieții să din câteva zile mai devreme, mi-a convenit atmosfera de acolo. Când spui că nu i-a convenit, în ce sens nu i-a convenit? Păi, să dai seama, când se intră la o nuntă, mai ales cineva cunoscut, mai ales că eram și naș mare și mai ales că așa mi se face primirea oriunde intru. Deci înțeleg că a fost o situație care l-a pus pe Nuțu Cămătaru într-o ipostază, să zicem, de inferioritate față de tine în momentul acela? Exact. Dacă avea să îmi zică ceva sau să-mi adreseze vreo întrebare, să-mi adreseze vreo chestie, ceva de genul legat de ce zice el, ciumecăreală, zmardoială, chestii de genul care n-aș avea nevoie de o notă de la el, pentru că nu e în măsură. De ce spui că nu e în măsură? El e cunoscut? E în măsură să dea note cine e ciumec și cine nu e ciumec, din punctul meu de vedere. Din punctul meu de vedere, cum vehiculează mass media și cum se vorbesc băieții pe la toate colțurile, pe luna, la chestii de genul, nu mi se pare, a fi un interlop fără fapte. Repet, n-am nici cea mai mică prietenie, nici cea mai mică alianță, nici cea mai mică asociere cu el. Tocmai de asta vreau să dezmint articolele din presă, ce s-a vehiculat mereu între asocierea asta între mine și el. Că aș m-am fi, că am face, că am trece. Nu, nu este adevărat. Eu sunt Manu Bombardieru de 25 de ani pe stradă. Sunt un om de afaceri, onorabil, respectat, care mi-a menținut poziția. Și mi-o mențin în continuare, în fața oricui. Păi, mesajul meu ar fi pentru el următorul. Dacă ar fi avut ceva să-mi transmită sau să-mi vorbească,
putea să facă față în față. Și asta e întrebarea mea. De ce nu m-a contestat față în față referitor la chestia cu fraza în carte, cu Ciumecu? Trebuia să mă întrebe dacă era așa curios de mine, să vadă dacă, sau dacă el așa curios de mine și știe 100% că nu sunt Ciumec, de ce nu m-a aprobat față în față? Putea traduce ca o provocare? Nu știu dacă e provocare, dar mă repet, oricine mă jignește și oricine m-a jignit față în față și au fost mulți care au încercat să mă denigreze, să spun așa, și să nu știu cum să mă conteste. Să mă conteste. Le-am dat replica pe loc. Te referi la o replică fizică. Exact. Și mulți dintre ei au ajuns, ori au rupt ușile pe la autorități, ori pe la spitale. Eu știu altfel, de când eram copil, mergeam cu tata în târg, pe la Călugăreni, mergeam, vă dați seama, sărbătorile de iarnă. Era acolo el? Să cumpăra una alta pentru casă. Porci, chestii de Crăciun. A, și el vindea acolo? Da, eu de acolo știu și de asta nu pot să-l văd interlop. Cum se vehiculează pe la televizor cu sărat. Nu pot să-l văd eu interlopul României sau vis-a-vis de ciumecăreală. Ce să vă zic? Vă spun, nu știu niciunul bătut de el personal.